Bufnița curajoasă În poiana luminoasă, desișul pădurii era foarte mare și, în diferite părți ale ei, locuiau fel de fel de animale și păsări. Pe tot parcursul zilei, fiecare își vedea de treaba sa, dar când se așternea noaptea ca o regină cu rochia ei de albastru închis, își începeau activitățile familia pufnițelor. Într-o seară caldă de primăvară, pufnița fetiță Debora a ieșit din scorpură și s-a așezat pe o creangă mai groasă, locul preferat lângă bunicul ei. El avea cei mai mari ochi pe care i-a văzut la vreo pufniță. De o nuanță galbenă-portocalie. Ochii bunicului nu se mișcau, la fel ca și ochii ei. De multă vreme, Deborah avea o întrebare la care nu găsea răspuns. Bunicule, de ce copiii din Poiana Luminoasă ies la joacă ziua, iar eu dorm în acest timp, iar când toți ceilalți merg la culcare, tocmai eu trebuie să steau trează, și din această cauză și mai puțin prieteni am. Dragă nepoțică, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare foarte deosebit, cu capacități unice ca să putem fi de folos altor animale și păsări din pădurea noastră. Spre exemplu, noi avem auzul foarte bine dezvoltat și putem auzi când se apropie pericolul. Și faptul că vânăm noaptea îi protejăm într-un fel pe cei ce se odihnesc. Chiar dacă ochii noștri nu se mișcă, noi putem întoarce gâtul foarte tare în orice direcție. Și asta ne ajută să vedem chiar și ce se întâmplă în spatele nostru. Alții ar vrea să aibă aceste capacități, dar iarăși Dumnezeu a hotărât cu ce să ne existreze. Și asta e minunat. Deborah nu se mai jucase cu animăluțele din poiană, dar azi și-a luat curajul și-a întrebat bunicul. Bunelu, dar dacă voi merge la terenul de joacă, nu crezi că se vor speria copiii de mine? Totuși nu se cu o vrăpiuță sau cu un cocostârc, ce să mai zic de lebede? Dar bunicul, o bufniță tare înțeleaptă, i-a spus. Draga mea! Să-ți aduci aminte întotdeauna ce este scris în Biblie despre felul frumos în care a fost creată. În ziua a cincea a creației, mărețul nostru Creator a făcut peștii și păsările. Uite ce scrie în Geneza 1, 20 la 21. Dumnezeu a zis, să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut și orice pasăre n pată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Când ai îndoieli cu privire la exteriorul tău și începi să te compari cu altcineva, nu uita că Dumnezeu a vrut să fie exact așa, cu ochii mari, cu pene frumos aranjate, cu are puternice, cu ciocul tare, cu un gât care se rotește uimitor. Privești mereu cu admirație la ceea ce ai tu unic și special din partea lui Dumnezeu el nu greșește. Acum, mergi și tu un pic la joacă și fă-ți prieteni noi. Și iată-o pe bufnița Debora, adunându-și tot curajul și zburând spre locul de joacă al animăluțelor. Celelalte animale au fost mirate de venirea ei, pentru că o vedeau pentru prima dată. Când bufnița a aterizat, s-au salutat respectuos. Bufnița a întrebat. Bună, aș putea să mă joc și eu cu voi? Iepurașul, ratonul, volpița și aricelul au încuvințat. Desigur, cum te cheamă? Debora. Dar ratonul a spus în șoaptă. Chiar vreți să primim în gașca noastră o bufniță care are așa ochi mari? Dar dacă din întâmplare ne va zgăria cu ghearele ei? Debora, fiindcă avea un auz bun, a auzit de sigur aceste cuvinte, dar a ales să nu răspundă cu răutate la ele. Hai să ne jucăm împreună! Vrem să construim o casă!" a spus vulpița Betty. Tu, Debora, ce crezi că ai putea face?" Debora s-a bucurat că nu a fost luată în râs din cauza ochilor ei mari și a spus vădit ușurată. Eu aș putea aduce în cioc crenguțe pentru a face baza la casă. Noi așa ne construim cuiburile. Și ghearele ne ajută să prindem bine prada, dar și crengile din care ne facem cuiburile. Iar faptul că am ochi mari mă ajută să văd foarte bine atunci când este întuneric. Extraordinar! Ce nu aș da și eu să am această mega capacitate să vezi noaptea la fel de bine cum vezi ziua!" a spus iepurașul. Aricelul Petru un pic se bălbăia, dar îndrăzni să întrebe. D -d 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 Debora, ei a adevărat -a -de că îți poți întoarce tare gâtul? Debora, bucuroasă, a făcut o prezentare și și întoarse capul în jur fără niciun efort. Ceilalți au rămas uimiți. Măi să fie, cât de grozav că nu trebuie să te miști deloc ca să vezi ce ai în spate!" a exclamat ratonul cu admirație. Așa m-a creat Dumnezeu. Mi-a dat urechi bune ca să aud cele mai mici sunete, ochi care să vadă pe întuneric și, pe lângă toate acestea, mănânc și insectele dăunătoare ca să apăr pe celălalt din pădure. Iepurașul țopăici spuse și el cu entuziasm. Debora, este adevărat că voi ieșiți noaptea la vânătoare? Cum de nu-ți este frică de întuneric? Pentru că Dumnezeu este peste tot, a tot prezent și nu-mi este frică. El este cu noi întotdeauna. Pentru voi, ziua este timpul obișnuit al zilei. Iar pentru noi, bufnițele, acest timp peste noaptea. Cel mai important este să ținem minte că Creatorul nostru este cu noi pretutindeni și ne păzește. Astea fiind spuse, au început să construiască cu bucurie căsuța lor din bețeșoare mici. Aricelul aducea apă de la râu, vulpița și iepurașul netezeau pereții cu noroi, iar Debora a bătut puternic din aripi ca să usuce mai repede construcția. Spre sfârșit, S-au bucurat cu toții de timpul bun de joacă pe care l-au avut. Dar cea mai fericită a fost Deborah, care a reușit să-și facă prieteni noi, care să nu se teamă de ea, ci să se bucure împreună. Drag prieten, îți mulțumesc că ai ascultat această poveste și te invit să te abonezi la canalul meu și să distribui această poveste și prietenilor tăi. Dacă vrei să ai o poveste cu numele tău, roagă părinții tăi să-mi scrie un mesaj. Pe curând!